uite cum îmi frec palmele, pentru că urmează ceva cu adevărat senzațional, vorba lui Diaconescu. Când pleci în delegație, în străinătate, cu treabă, trimis de serviciu, te gândești că în spate pot fi cei de la Plaza de Stele? Nu. Corect că nu? Paris. Simona Gherghe. Plaza de Stele. Doamnelor și domnilor, vă povestesc în câteva secunde. Vă povestim în câteva secunde. Simona Gherghe e aici! Prima victimă din seara asta! Să rămână, Simona! Să rămână! Elegantă și frumoasă, ca de obicei. Să rămână, bun venit! Parisul e orașul pe care îl iubești mult de tot. Da. E orașul tău preferat. Unul dintre, da. Dar oricum, în top, în top 3. E în top 3. Acolo. Da, da. Mergi la Paris adeseori? Uh-huh. În vacanțe? Uh-huh. Nu weekenduri, că okay. Se poate. Pleci sâmbătă dimineața, te întorci duminică seara. Da. Noi am știut asta. Ați avut și complici. Mulți au complotat împotriva ta de data asta. Și am hotărât așa să... Dar și când o complotai e adevărat, împotriva noastră. Da? Și am hotărât așa să îi spunem Simonei, nu noi, cei de la plasă, departamentul de marketing, departamentul de PR... A sunat PR-ul frumos. Acest... Există un promo? Cum era? Un promo? Domnule, se împlinesc 20 de ani de când Antena 1 este pe piața din România. Corect, și da. Ca să aniversăm atunci, această vârstă rotundă, da, fiecare, exact, fiecare dintre figurile reprezentative ale Antenei, vedete, da, exact, vor merge în orașele importante din Europa, pentru că sunt foarte mulți români și în diaspora care ne urmăresc. Pe principiul, Antena e peste tot. Bun. M-au sunat... cu câteva zile înainte și mi-au spus, știi, uite, avem acest proiect, trebuie să pleci în weekend. Eu m-am supărat foarte tare că m-au anunțat prea târziu. Buză, adică nu poți să pleci la Paris și să știi cu 4 zile înainte. Da, da, da. În schimb, noi am complotat cu câteva săptămâni înainte și toți colegii din Antenă, Răzvan și Dani, Buzugan, Morar, toți știau că dacă se întâlnesc cu tine, o să spună, da, știm de proiectul ăsta. Antena e peste tot în lume, se filmează. Da, mi-au spus, vineri pleacă, e Mihai Morar acolo, echipa e acolo, filmează vineri cu Mihai Morar, tu vii sâmbătă și filmăm sâmbătă cu tine. Rând pe rând merg tot exact, la Paris. Exact. Te-ai dus la Paris cu slujba. Corect. Camera. Bună credință. Eu sunt un om de bună credință, m-am dus frumos în orașul meu preferat. Și am spus că am de filmat niște promouri. Tu și un cameraman. Eu și un cameraman, da? Și un producător de locație pentru aceste promouri. Cameramanul știa un singur lucru. Că orice s-ar întâmpla, el trebuie să aibă camera deschisă. Să filmeze non-stop orice. Și a avut-o. Omul nu înțelegea la un moment dat. Bă, dar de ce lasă tu? Tu fă ce spunem noi. Tot timpul camera zic. Paris. Simona Gherghe. O nebunie. Paris, priviți Parisul! Mai țineți minte capcana cu Ilinca Vandici cu avionul? Am urcat-o într-un avion, a fost o nenorocire atunci. Acum suntem din nou în avion, în drum spre Paris. Le mulțumesc celor de la Tarom că ne-au ajutat. O bună parte din echipă e aici, 20 și ceva de oameni. Suntem în avionul ăsta, jumătate din cală. E luată de noi pentru că avem acolo microfoane, avem camere de filmat, totul ca să încercăm să prindem, să reușim să facem o capcană la Paris. Habar n-am dacă o să reușim sau nu, acum suntem la 11.000 de metri altitudine, habar n-am ce o să se întâmple acolo. Să fie cu noroc, sperăm!
De 20 de ani suntem împreună. V-am adus imagini din cele mai frumoase locuri de peste tot din lumea asta. Astăzi suntem în Paris, un oraș pe care trebuie să vă mărturisesc că eu să iubesc... Să Simona! Să ne lași puțin ca să facem un stand-up? Da, da, da. Ok, mulțumesc. Hai să facem niște bani. Stai puțin, lasă-mă, te rog, lasă-mă, promit că stau de vorbă cu tine, da? Hai! De 20 de ani suntem împreună, v-am transmis imagini din... Știți că am familie grea acasă, eu sunt în România și-s venit aici, da. Sarkozy nu mi-a dat decât 300 de euro. Ok, eu să mă duc eu acasă cu 300 de euro. Da. Deci 300, numai 100 de euro mă costă drumul. După aia ce mai rămâne 200, mai pun și o țoară, mai duc la copii. Ascultă-mă puțin. Mă vezi pe mine, îl vezi pe el? Noi muncim, da? Noi muncim și noi suntem de vârsta ta, te rog să nu mă mai auzi. Dacă ai muncit și... Nu, ce mă fac femeia asta? Hai, te rog, hai că vorbim după aia, stai să facem și... Da, doamna, sunteți de la televiziune, că vă cunosc. Te rog, eu mă, stai puțin acolo. Dar nu puteți să spuneți la televiziune acolo, că uitați cei ca noi care au fost repatriați de Sarkozy, au dat 300, doamnă, ce să facem cu 300? Doamnă, în țară sunt pensionari. Ascultați-mă puțin. M-am aruncat în Sena, poate mă prinde ăștia și mai dau 300 de euro. În țară sunt pensionari, dar orice să aibă 300 de euro, care trăiesc mai puțin. M-am aruncat în Sena și nu am văzut nici dracu, doamnă, că mâine mă duc după noapte, da, mă duc, doamnă. Să mai dea 300 să mă duc acasă, doamnă. Mai te rog eu, hai lasă-ne un pic să terminăm asta și vorbim după aia. Hai, uite, te rog eu mult. Stai puțin acolo, da? Stai puțin acolo, să termin și eu treaba și după aia vorbim, da? Dă-te mai încolo, uite, dă-te mai așa. Mai așa, că intri în cadru. Mai! Dar de ce nu spuneți dumneavoastră la televiziune care... Ce... Na, v-am văzut un pic emisiunea, sunteți cu țigani, cu alea, cu... Nu sunt cu țigani! Aici e caz real, doamnă, uitați, m-am aruncat în seara, nu mă văd în dracu! Unde te uiți, femeie, ce la să fac cu 300 de euro de mi-a dat Sarkozy, doamnă, că acum m-am aruncat, poate mă văd așa dracu să mă duc la închisoare și mai îndeamnă, mă trimite la mine în țară, doamnă! Și ce vrei de la mine? Ce vrei să-ți mai? Niște bani! Și pe mă, dă-mi găsi acolo, sunteți plătiți bine, doamnă, nu ca noi care veniți să muncim mașinea cu copii acasă! Nu mai țipa, te rog eu, nu mai țipa! Păi ce să mă dăm cu 300? Mă tu dai drumul 100, mai îmbrac și o copie aia la internet, ai că am hi-fi de ăla! Dar dracu, dar trebuie să plătești și celularul! Cum să mă descurc, doamnă, cu tine? Stai, nu mai țipa la mine, uite, ia și tu, nu! Gata, acum le lași? Haideți, doamnă, păi ce să fac, doamnă, cu ăștia? Mă duc la o înghețată, vă bată joc de mine! Du-te și ia-ți ceva cald, că o să răcești, femeie! Păi să-și o, doamnă, săracă, doamnă! Mă rog, Gătis, auzi, tu n-ai deci ceva. Fii atent. Bă, tu n-ai ceva, băi, te rog eu mult, uite, du-te. Ia 10 euro și pleacă, gata, nu mai fă scandal, aici cum să avem probleme cu poliția, fugi, pleacă. Dar nu mai aveți, doamnă, vă rog eu frumos din suflet, ca deci, familie grea. Te rog și spuneți la televizor că e caz real, m-am aruncat în Sena. Luați-vă pe mine la camere, m-am aruncat în Sena, sunt toate ude, doamnă, toate ude sunt. Hai, gata. Mâine mă arunc de-l pe Notre-Dame, ce dracu să fiu. O să vină poliția și să te aresteze, asta vrei? Păi să mă aresteze, să-mi dea Sarkozy încă 300 de euro, să mă duc acasă, dar a dracii în mine! Hai, te rog eu pleacă! Hai, dracu, ce sunt de data mea, dați ce să fac cu 10 euro! Taxe! Undeva, dracu! Taxe! Hai, dracu, ce sunt de 10 euro, copană! Mi-a ajunge niște taxi, mi-a dracu! Ce facem asta? Ai dracu, 10 euro, mă strâna cu ei, ai dracu, să fie! Să zice la televiziune acolo, cu trei mai aici, în Franța! Ai dracu, ce să fie! Ai dracu! Ai dracu, mă! Ai dracu, ce să-i dracu, să fie! Nu e să trei! Tot ce asta mi-a luat banii și n-a dus cu taxi! A fost să trei! Thank you.
Alex. Suntem în spatele lui, mă, unde am fost. Da, da, am fost deja. Unde e? Stai acolo, că vin eu să te iau. În stânga, stai acolo unde ești, că vin eu să te iau. Mă, am loc să-l iau și... No. Hello, mademoiselle de moi, please. Are you telefon? Yeah. Mama, ich kann nicht sprechen jetzt. Ja, ich bin gut. Ja, hat eine Frau, welche helfe jetzt? No, no, ich kann nicht sprechen, sind gut. Okay, Mama, ich kann nicht sprechen. Kann auch ein bisschen helfen? Sorry, I don't speak German. Ich will nicht sprechen mit Papa. No. Okay, ja, war mit meinem Bruder im Auto und dann gemacht... Fahren wir mit 150 in Stunde und dann gemacht einen Unfall. Und jetzt war ich im Krankenhaus und zweite Hände sind kaputt und Kopf auch. Aber Gott sei Dank, ich bin im Leben. Okay, ich will nicht sprechen mit dieser Scheiße. Nein, nein, ich will nicht sprechen. Okay. Na, ich kann nicht sprechen. Papa, ich will nicht... Sorry. Okay. Ja, sagst du zu Mama, weil ich bin gut und ich komme zu Hause. Ja, heute Abend ich hatte ein Flugzeug und mit dieser kommen nach Hause und vielleicht in diesem Abend ich bin zu Hause. Ja, ich will nicht mit dieser Scheiße sprechen jetzt. Du verstehst nicht? Ich sage das, ich will nicht sprechen. Lass du zu mir in Ruhe. Și eu ca să prindem totul. Atât? Ce? Mediu prin plan ce? O să am un american întâi și după aia mă duc pe turn. Am înțeles. Cât durează, ce zici? Aoleu, stai să spun. Ce? Ia uite. Ce? Cred că e suedeză, mă, da. Mă rog, aici, da? Acolo e perfect. Bun. Vreau 30 secunde să știi, nu mai mult, da? Hai, mergi. Am ajuns într-un loc extrem de iubit la Paris. V-ați dat seama, firește, este vorba despre Turnul Eiffel, un loc unde cei mai mulți turiști vin să se fotografieze. Noi ne-am poziționat undeva în spatele turnului ca să puteți să-l vedeți în toată splendoarea lui de sus până jos. Mademoiselle! Hai că asta e de filmat, fii atent, se duce să-i dea portofel. Aia de ce fuge? Nu știu. Crede că vrea să o fure, eu știu. Foarte tare, nu credeam că o să existe așa ceva. Mademoiselle, o... E româncă, frate. Hai mă, că asta e de dat la știri. Țiganii nu fură la Paris. Oare ce faci cu el? Nu știu. Mă rog, hai să ne facem treaba, că dacă ne vede după aia... Ok. Stai, că acum o ai în cadru. Stai să iasă. Hai că nu mă întorc ca să nu... Da. Să nu-i atragem atenția, da? Mademoiselle! S'il te plaît, te déranger. Mademoiselle, aia de acolo, perdu portofel. C'est pas le mien. Excusez-moi, c'est pas le mien. Le mien. E perdu portofel, mademoiselle. Oui, j'ai vu. Touriste. You. Cure après elle, s'il te plaît. You know franceza, no. Mai mult în engleză. Take this phone. Parle avec lui. Silo, take this. Parle avec monsieur. Take this portofelul, pe plin de bani. C'est pas le mien. Iote.
Aoleu! Mă lipsi întrebat. Ia tu ăsta, fratele meu. Take this, mister! Mister, turista, pierdu portofelul! Pierdu portofelul ăsta! Ia-l, fă, că dre drecu, că dă poliția peste mine. Mie nu-mi trebuie să dea dreci în el, eu nu mă bag. N-am luat, fă, uite, n-am luat nimic. N-am luat nimic, sunt curată, știa ai mei de acolo, din cerșeală. N-am treabă, free! I am free! Noi infractorul! Noi infractorul, ai free! Eu nu fur, nu-și mangleala! Nu-și mangleala! Eu uite, fă! Ce facem? Ți-am dat portofelul, dar am văzut acolo. N-am treabă, nu mă bag! I'm free! Peace! Băi, asta a lăsat portofelul cu bani. Nu spune dacă are acte ceva înăuntru. Băi, eu zic că ne complicăm. Păi și ce facem? Nu, să ducem la poliție, poate are acte ceva. Te uiți tu, mă uit eu? Nu, du-te tu, că mie mi-e... Aoleu! Eu zic că mai stăm la Paris ia puțin. Hai să ducem la poliție, hai. Hai să vorbim cu niște unii de pe... Hai că-l iau. Cafea și o apă. Bonjour. Un café et de l'eau, s'il vous plaît. D'accord, un café avec la vente. Ce-o pune un plastre, că m-a ros un pantof. Ce să fac? Auzi, sora, aveți bere aici? Nu cred. Pentru că trebuie să mergem la un tabac. Dar știi pe aici? Nu vreau că știi pe partea aia. Hai că mă ținu la țigări și la urmă. Așa. Thank you.
Ceva nu e în regulă. Da, ceva n-a fost în regulă de două zile. Adică mi s-au întâmplat cele mai nebune lucruri. Deci noi am aranjat tot. Nu sunteți sănătoși. Drumul, Paris, avion, de toate, Antena 1, filmare. Fii atent. M-ai speriat, îmi trebuie. Parisul n-are oameni chiar atât de nebuni pe cât am lăsat noi să se creadă. Crede-mă că nu are. Cunoști orașul ăsta, nu? Exact. Hai să vorbim mai mult în platou și acum hai să vedem Parisul, da? Simona, mă supăresc. Gata, nu e supărat ceva asta, da? Ți-a trecut? Hai în platou! Să mă oprești din tremurata! Bienvenue à Paris! Merci, monsieur! Complicat rău. Adică să te duci la Paris cu slujbă și să te trezești că în spatele tău sunt alții. Am deplasat acolo o întreagă divizie de actori. Da, să știi că mi s-au întâmplat cele mai nebune lucruri de pe pământ, cele mai absurde situații, dar e... Apoi am povestit multora din anturajul meu și mă întrebau, mă, dar tu chiar nu te-ai prins? Nu, oameni buni, nu m-am prins, pentru că n-aveam cum să mă prind. Eu eram la Paris. Ce să căutați voi la Paris? Când treceau orbii, trebuia să treci strada, da. Să-i treci pe orbea aia strada. Era la un moment dat o mașină de poliție, erau nervoși. Ia să știi că nu erau ai noștri. Nu? Aia chiar nu erau ai noștri. Am crezut că ați vorbit și cu poliții din Paris. Parisul nu e chiar atât de nebun. După plasa asta, uite, avem pentru tine un cadou. Știu că ai o colecție întreagă. Ai o colecție întreagă de sărituri, adevărat? Corupt, ai fotografii? L-am corupt și pe Dan să facă chestia asta pe care eu o fac în fiecare vacanță. Peste tot pe unde mergi, te pui și sari în spate cu obiective turistice, da? Mai prosti și pe mine să sar de vreo câte ori tu mi-ai cu poza asta în aer. E cadoul tău, Simona. Mulțumesc celor de la Tarom, de la Tap Construct că ne-au ajutat. Simona, mulțumesc tare mult. Nu e supărată, nu? Poate se mai filmează un promo undeva la Roma. Să rămână, Simona.